A intrat în tradiția voleiului Caran Sebeșan ca an de an, doi mari antrenori care nu mai sunt printre noi să fie omagiați de către primăria Caran Sebeș și Clubul Sportiv Școlar. Mircea Busu, care a pregătit generații de sportivi, a fost dat exemplu de dăruire și profesionalism în fața generațiilor mai tinere. Memorialul Mircea Busu la volei masculin s-a desfășurat în sala de sport a Clubului Sportiv Școlar, turneul la care au participat juniorii de la Oțelul Roșu, coordonați de ani de zile de profesorul Pavel Craia. Juniorii de la CSS Caran Sebeș, antrenați de profesorul Vali Radu, și seniorii de la Volei Club Banatul Caran Sebeș, conduși de antrenorul Eduard Niță. Directorul Clubului Sportiv Școlar, Vali Radu, ne-a menționat că în acest an se împlinesc 10 ani de la trecerea la cele veșnice ale antrenorului Mircea Busu. Cu regrete vorbim despre cel care a fost un om iubit de toată lumea și un om de sport pentru Caran Sebeș, Mircea Busu. Anul acesta se împlinesc chiar 10 ani de când a plecat de printre noi și Dumnezeu să-l aibă în pază. Vreau să mulțumesc în primul rând primăria Caran Sebeș, care s-a implicat în acest turneu, DGTS Caran Severin și, bineînțeles, Clubul Sportiv Școlar, prin premii, tricouri, diplome, cupe și plus alte mici surprize, să le spun așa. Vreau să-i felicit, să le mulțumesc celor de la Oțelul Roșu, în special domnului profesor Craia, care tot timpul ne ajută în aceste memoriale cu prezența. Noi suntem într-adevăr în serie cu ei, au doi jucători valoroși la lotul național. Le doresc mult, mult noroc în continuare în campionat și baftă în finală, zic eu. În urma meciurilor demonstrative, fiecare echipă participantă a primit diplome, cupe și tricouri din partea Direcției pentru Tineret și Sport Caraș Severin. Premiile au fost înmânate de către viceprimarul municipiului Cornel Galescu, la rândul său un mare sportiv, care l-a cunoscut personal pe antrenorul Mircea Busu. Am avut această șansă să fac parte din Clubul Sportiv Școlar atunci, pe vremea când existau atât de multe secții, mă refer la atletism, la fotbal, la volei, și când Caran Sebeșu avea rezultate impresionante la nivel național. Iar acum aș vrea să salut acest gest de a aduce un omagiu celui care a fost Mircea Busu, un om care a pus mult suflet la construcția sportului din Caran Sebeș. I se datorează foarte multe rezultate, i se datorează un spirit sportiv care dăinuie astăzi prin acești voleibaliști care au învățat de la generațiile anterioare și care au datoria de a transmite mai departe acest spirit. Atâta timp cât există aceste activități, cât există aceste sporturi pe teritoriul Caran Sebeșului, cred că avem o bogăție pe care trebuie să o prețuim. Ca reprezentant al primăriei spun că niciun efort nu este prea mic pentru a readuce sportul din Caran Sebeș la înălțimile la care a fost odată, și când spun aceasta, bineînțeles, nu pot să nu mă gândesc la refacerea unei infrastructuri, pentru că mă uit azi aici la această sală și știu că este nevoie de un buget mare pentru a se reface. Este nevoie de un buget pentru refacerea stadionului și altor baze sportive și este nevoie de o selecție în rândul școlilor, în rândul copiilor, pentru a recrea sau readuce în actualitate spiritul acela frumos sportiv care ne bucura sufletul odată, atât nouă ca participanți la mișcarea sportivă, cât și spectatorilor, cetățenilor din Caran Sebeș, care, din câte mi-aduc aminte, veneau la fiecare meci de volei și trăiau cu emoție fiecare partidă. Despre performanțele din ultimii ani ale echipei de volei masculin din Oțelul Roșu, dar și care sunt așteptările în cadrul campionatului național de volei la junior, ne-a vorbit profesorul Pavel Craia. Nu am decât cuvinte de laudă despre Mircea. A fost un meseriaș foarte bun și un om deosebit. Ne-am cunoscut de foarte mulți ani, mie mi-a părut tare rău că s-a dus dintre noi, prea devreme. Da. S-a lăsat ceva în urmă, a lăsat o tradiție în volei, pe lângă alții antrenori. Desigur, vreau să precizez că el a fost și la Oțelul Roșu antrenor o perioadă, înaintea mea, înainte de a termina eu institutul, și
După aceea a venit la Calansebe și a rămas aici. Ne-am bătut împreună. Da. Ce a fost și ce mai este în voleiul de pe Valea Bistrei? Voleiul a rămas constant un sport tradițional pe Valea Bistrei și sper să rămână în continuare. Pentru că este un oraș mic, dar cu toate astea a dat foarte multe nume în voleiul. Oțelul Roșu? Oțelul Roșu, da, desigur, e un oraș mic. Area de selecție este mică, două școli generale. Băieții care vin pun suflet. Deci ăsta ar fi unul din marile secrete. Deci lucrează tot timpul, pauze puține, muncă mult. Mă mândresc cu 5 și cu 10, le zic. Mă mândresc cu toți. Dar, da. Pentru că sunt tineri, pentru că sunt tineri, gemenariul numărul 10, care și capitanul echipei, este component al lotului național și pleacă peste câteva zile, pleacă la calificări pentru europene, în Turcia. Iar Cinciu, care este un jucător de mare perspectivă, după părerea mea, este cadet. E născut în 1996, un ridicător de 2 metri, cu îndemânare, cu o minte limpede și foarte bună. E unul dintre cei mai buni elevi ai clasei de informatică. Am câștigat toate meciurile din tur. E adevărat că 2-3-2, dar motivele au fost reale. Urmează returul, duminică avem primul meci din retur cu Râmnicu Vâlcea. Acasă. Da. Am câștigat 3-2 la Râmnicu Vâlcea, am câștigat 3-2 la Timișoara, am câștigat 3-0 la Blaj, 3-0 acasă cu Caransebe și cu Arad. Deci asta au fost toate meciurile. Ce așteptări aveți pentru ei? Semifinale sau chiar finale? E posibil, orice e posibil, deși sunt cu un an mai mici. Duminică de la ora 14, sala de sport a CSS Caransebe va găzdui o nouă ediție și a memorialului Titus Stanimirescu, un antrenor emerit care de asemenea a avut performanțe excelente în domeniul voleiului feminin, dar și masculin. Cadouri deosebite, ultimele tendințe în modă, super reduceri și oferte speciale te așteaptă în fiecare zi. Intră acum să le descoperi pe toate în magazinele din Euroshopping Mall. Bijuterii, parfumuri, haine, încălțăminte, jucării și alte accesorii pentru cei mici, electronice și telefonie, plus multe alte produse, toate la prețuri rezonabile. Centrul comercial Euroshopping Mall, cumpărăturile nu au fost niciodată mai simple. Euroshopping Mall în Caransebeș, strada Mihai Viteazu 18, în centrul civic. Floreria Pamico din Caransebeș vă stă la dispoziție cu o mare diversitate de servicii în vânzarea de flori, decorațiuni și organizare de evenimente. La Pamico găsiți buchete și aranjamente florale pentru ocazii speciale, aniversări, nunți, botezuri, Crăciun, Paște, 1 sau 8 martie, Halloween și evenimente business. Tot la Pamico aveți cele mai potrivite decorațiuni și accesorii, dar și cadouri pentru persoana iubită, pentru că Pamico oferă evenimentelor din viața dumneavoastră un plus de culoare și stil, organizare și fantezie. Floreria Pamico în Caransebeș, pe Cedeloga 21, vis-a-vis de Liceul Pedagogic, în fiecare zi de luni până sâmbătă, între orele 8 și 20. Informații și comenzi la telefon 0747 017 888 sau e-mail office@floreria-pamico.ro. De asemenea, ofertele Pamico pot fi vizionate pe www.floreria-pamico.ro. Pamico, pentru evenimente deosebite.
Sala Clubului Sportiv Școala Caransebeș a găzduit sâmbătă 8 decembrie prima etapă din returul Campionatului Național de Volei Masculin Divizia A2. Astfel, echipa Volei Club Banatul Caransebeș a întâlnit echipa CSM Câmpia Turzii, pe care a învins-o cu scorul de 3-2. Meciul a fost echilibrat, iar seturile s-au derulat la un scor vehement, când pentru echipa gazdă, când pentru oaspeți. Cu o mai bună coordonare în setul 5, gazdele au reușit să se impună la o diferență destul de mare de puncte de CSM Câmpia Turzii, spre bucuria spectatorilor, care au început să vină într-un număr destul de mare de la meci la meci. Antrenorul echipei Volei Club Banatul Caransebeș, Eduard Niță, ne-a menționat că echipa s-a format din acest an competițional la inițiativa experimentatului jucător Florin Balica și prin bunăvoința Consiliului Local și a Primăriei Caransebeș, care a aprobat un buget de cheltuieli pentru ca tradiția voleiului să se păstreze în municipiul de pe Timiș și Sebeș. Din această serie în care sunteți ca CS Banatul Caransebeș, în divizia A2, care ar fi meciurile mai grele pentru voi în retur? Clar, Timișoara-Oradea și la Cluj. Sunt meciuri destul de disputate. Da. La Cluj nu e imposibil, ținând cont că o să mai aducem încă 3 jucători de la Timișoara, de la Universitatea, care nu mai activează anul acesta la echipa Universității. Sunt jucători tineri și pe ce posturi ați avea nevoie? Ridicător principal e Bălan Alexandru, 23 de ani. Un jucător foarte bun, a jucat și în lotul național. Albert, grață la Albert, care a jucat la Oțelul și a jucat și la Universitatea în divizia B. Și mai avem un jucător borozan, Ionuț, care va fi pe postul de libero, că nu avem acest post la noi în echipă. În grupa de vest, seria A2, Volei Club Banatul Caransebeș ocupă locul 8, voleibaliștii disputând a doua etapă din returul campionatului sâmbătă 15 decembrie în deplasare la Târgu Mureș. Antrenorul echipei caransebeșene, Eduard Niță, ne-a menționat că sunt șanse pentru o victorie, întrucât echipa CSA Vântul Torpi Târgu Mureș se află clasată după Volei Club Banatul Caransebeș.